Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din cariera voastră preferată cu Oțelul Galați, episodul cu numărul 4 din sezonul 2 cu Oțelul Galați. Numele meu este Arete și astăzi ne aflăm grupa de Champions League. Vedem ce granzi vin la Galați, cu cine ne confruntăm. Poate vine Real Madrid, poate vine Barcelona, poate vine vreun Bayern, poate vine vreun Manchester City. Who knows, rămâne de văzut. Ce pot să zic decât să înceapă episodul și da, hai să-i dăm drumul, să ne aflăm grupa de Champions League zi. Dar ca de fiecare dată vă invit să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și o susțineți. Ar ajuta foarte, foarte mult suportul vostru cu un like, un coment, să-mi ziceți ce jucători vreți, ce ați schimba, ce preferați să vedeți în această carieră mirobolantă și să comentați de ce nu grupa de Champions League după ce o aflăm. Să vedem. Înainte de a începe, am avut și câteva sugestii de la domnul Phoenix, de la domnul... Nu am mesajele, că a fost de pe un live făcut, a căutat câțiva jucători, eram pe un live și a vrut să ne ajute cu câțiva jucători, am găsit 3 din păcate, pentru că suntem pe primul update făcut această carieră, dar nu este niciun fel de problemă, am obținut totuși 3 jucători din câți aproape 10 ne-a solicitat. Mersi mult, David, încă o dată pe această cale. Știu că poate te uiți la acest episod, poate nu, dar eu îți mulțumesc oricum. Avem 3 jucători. Avem prima oară un fundaș central, Leon King, de 20 de ani, scoțian de la Real Betis. E o mică mare problemă, care are vreo 8 milioane aproximativ release clause-ul. Clauza de contract e aproape 8 milioane și este un pic cam greu, dar totuși poate n-a crescut atât de mult și poate avem vreo șansă să luăm, că ne-ar trebui sincer un fundaș central. Bine, nu vă mai zic, are potențial mare rău de tot. Următorul e Lewis Miley, joacă peste tot în teren, la mijlocul terenului, CM, CDM, CAM, 18 ani, englez, high medium, potențial peste 83-84, cam pe acolo. Joacă la Ajax, știu că el era de la Newcastle. Se pare, nu știu dacă joacă sau nu la Ajax, rămâne de văzut dacă a crescut mult sau nu. Deocamdată văd că n-are release clause, nu știm neapărat, i-am dat scaucelui și lui King. Și ultimul jucător, Norman Basset, un belgian de 19 ani de la Köln, care sincer vreau să-l aduc, poate rezerva lui Hackford, dacă de ce nu, poate o competiție, poate avem o concurență pentru Hackford, totuși să nu-i se urce la cap că e titular, chiar dacă fata aia a cam îmbătrânit și nu prea mai avem soluții pe acolo. Deci, da, eu zic că ar fi 3 transferuri ok dacă am putea să le facem. Bine, depinde și de ce bani avem și normal trebuie să vină și perioada de iarnă de transferuri. Deci, da, măcar îi avem pe ăștia 3, i-am dat scouting, vedem cât costă, poate costă 20 de milioane, n-avem de unde să știm, nu moare nimeni dacă le dăm un scout și vedem ce... Dacă putem să accesăm un transfer de ale lor. Deocamdată avem doar 1 milion bugetul. Da, nu știu dacă putem face ceva sau nu cu milionul ăla, dar na, nu se știe niciodată. Avem meciul următor cu FCU 1948 Craiova. Se pare că ne-au venit și banii din Champions League, 300.000 de euro alocați pentru sezonul următor, dacă nu mă cer, the club has received additional funds, this will allow to increase the transfer budget allocated to you for the coming season. Ok, deci pentru sezonul următor. Era frumos dacă se păgau acum, da, e ok. Nu știu dacă am aflat deocamdată, este să vedem, am aflat grupele, s-au tras grupele, dar nu cred. Da, s-au tras grupele, opa, mamă, s-au tras grupele și primul avem cu... Avem Braga, bă, Braga e un adversar bun, pentru noi un adversar foarte bun, Braga, că nu e o sperietoare, adică nu-i Sporting, nu-i Porto, nu-i Benfica, să avem UEFA Champions League. Ia mă, ce grup avem? Avem, mamă. Acum mi-am dat seama că voi nu vedeați grupa, că eu filmam așa de nebun, nu știu ce. Acum, ca să zică lumea că nu e grupa asta, da, avem un grupă cu Manchester United, Bayer Leverkusen și FC Braga și pe 4 suporte club Oțelul Galați. Da, e, cum v-am zis, e o grupă, sincer, nu e o grupă foarte, foarte grea, nu e imposibilă, cel puțin pentru accederea, pentru locul 3, să ne ducem în Europa League, cred că putem. Poate, de ce nu, să forțăm cu Leverkusen, poate reușim locul 2, dar să vedem, ne întâlnim cu Manchester United, sper să fie de bună augur, v-am zis. În 2011 am fost tot cu Manchester United în grupă, tot cu echipă din Portugalia, data trecută Benfica, acum Braga. Și poate asta înseamnă că, nu știu, poate de data asta ni se va schimba norocul, să vedem. Să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre această grupă mirobolantă a Oțelului în UEFA Champions League. Hai să vedem și cu
PCU ce face, match day, trebuie să schimbăm pe aici echipa că sunt obosiți după meciul cu Galata, au făcut un match senzațional, vom băga pe Rus, Panait, Daua merge să jucăm cu el, îl băgăm pe Bucur, Labrovici în poartă, Artean CDM, Radu cu Coman, bă, Coman sincer, l-aș băga pe Căpățână, aici în loc de Radu, sincer merge și Deaconu, dar e un pic cam obosit, Hackford merge, Bodișteanu îl băgăm pe Lungu și în loc de Florinel îl băgăm pe... Cred că îl băgăm pe Ursu, da, cred că îl băgăm pe Ursu și asta e echipa pentru meciul cu FCU, jucăm în deplasare, nu jucăm acasă, trebuie să avem grijă, trebuie să avem grijă, ei joacă un 4-4-1-1 dacă nu mă înșel, sau un 4-2-3-1 wide, cu Păun în poartă, Companiucci, Kvacic, Iordache și Mascarenhas pe linia de fund, Popa, Samoah la mijloc, Button, CDB, Van Durmen în poziții mai ofensive de mijlocaș și Ibrahimi, vârf, în 4-2-3-1 wide. E o echipă bună, e o echipă bună a Craiovei. Să vedem ce facem totuși, tot pe Ion Oblemenco jucăm contra lor. Hai să vedem, mare skip și din păcate nu te cred că am pierdut. Deci nu te cred că am pierdut și am avut aproape dublu șuturi și șanse și posesii și totuși n-am putut să câștigăm. Nici măcar să obținem un punct. Wow, ce început dezamăgitor de episod. CDB Junior ne dă lovitura, mijlocașul dreapta celor de la Craiova. Un jucător bun de altfel, un jucător foarte, foarte bun. Din păcate e al doilea meci pe care îl pierdem. Labrovici cu Florinel Coman se duc la naționale, Croația respectiv România. Pavelescu vine cu un report de jucători din... cu un raport, nu report. Tot mă împiedic un pic în vorbit când zic report, raport. Câteodată uit care e varianta românească, îmi cer scuze. Îl avem pe Lucas Rodriguez potențial 86-62. Nu, Ignacio Pereira, nu. Cristian Hera, nu. Juan Carlos Escobar, nu. Și Francisco Velasco, mamă, 69-93 potential, ok, 55-73 OVR, bun, îl băgăm, îi dăm sign. Romeo Longu, din păcate, nu cred că a făcut un meci foarte bun, nici Samuel Teles. Na, o echipă mai și câștigă, mai și pierde, e normal să avem... suntem în continuare pe locul 4, bine, n-a jucat Uclujul, dacă bate, se trece peste noi, trece și peste Rapid și ne ducem pe locul 5. Totuși e început de campionat. E început de campionat, opa, and... ce s-a întâmplat pe aici? Mamă, ofertă pentru noi, pentru domnul Arete, Mr. D. Arete... Irlanda de Nord ne vrea, bă, nu. Sincer, dacă era România, nu. Sincer, singura națională pe care aș antrena ar fi România. În rest, nu. Mădălin N, ia să vedem pe aici. Ok, Mădălin N s-a făcut right winger, Barrera s-a făcut și el right winger. Perfect. Deocamdată îi lăsăm pe ăștia. Perfect. Patai vrea să joace. Bă, sincer, n-ar fi rău și Farcaș. Bă, în meci cu UTA am putea să-i băgăm totuși, adică Hayford nu prea a jucat cam nimic, aici îl băgăm și pe Coman cu Lungu, Rus, hai că îl băgăm pe Farcaș, în loc de Radu îl băgăm pe Deaconu, Daua, bă, sincer aș băga pe, de fapt nu îl băgăm pe, sau nu prea are formă așa bine, nu prea are o formă așa bună, Ovidiu Popescu are formă ok, bun. Bucur nu prea e fericit, dar lăsăm totuși. Panait îl băgăm pe Florin Ștefan. Labrovici 75 OVR, bine-s. Hai, echipa e bună. Eu zic că putem face un rezultat mare contra celor de la Arad. Locul 5, mamă, totuși suntem la egalitate de puncte cu FCSB-ul, cu Steaua. Și suntem la doar 7 puncte de voluntari. Mamă, bine, a făcut egal, sincer. Asta nu e un lucru neapărat rău, dar totuși ne cam îndepărtăm un pic încet de primul loc și nu e un lucru foarte, foarte bun. Tot 4-2-3-1 joacă și UTA cu Kucer în poartă, Roganovic, Markov, Benga, Ali, update linia de fund, Mihai Isak, Rareș, Pop, care e, cred că, speranța și senzația celor de la UTA, cu Fabri și Benito la mijloc și Leitzman, atacant. Îl întâlnim pe Nea Mircea Rednic să vedem dacă putem să-l batem tactic. Cu Fatai și cu Farca, sincer, mie un pic am frică, dar let's go. Să vedem ce se poate întâmpla și nu te cred, pierdem 2-0. Deci nu te cred că am pierdut 2-0. Mă, ce se întâmplă în campionat? Ce se întâmplă cu echipa asta? Echipa asta a jucat bine și în simulări și în... ok. Deci se pare că nu prea mai putem să mai simulăm. Nu prea mai putem să mai simulăm că pierdem puncte destul de
pierdem puncte destul de multe. Din nou am avut șuturi mai multe, am avut o șansă în plus, am avut posesie, dar totuși pierdem 2-0. Benito și cu Fabri ne dau goluri. A intrat și Jardan, a intrat și Panaita, a intrat și Artean. Bine că n-a intrat, bine că l-am lăsat pe Fataia acolo, care probabil n-a prea făcut nimic, sau Florinel, sau mai știu eu cine. Dar, na. Totuși. Îl avem pe Dawa, care aparent vrea Sharpen pentru performance. Ok, vrea să se antreneze pentru performanță, performanță, nu balanced. Și avem debutul, avem debutul în Champions League, deci înseamnă că dacă s-au reprogramat meciurile, o să jucăm cu Braga și după vom juca cu Rapid, deci nu o să mai jucăm cu Craiova. Mamă, și episodul următor, mamă, derby acasă cu Manchester United. Mamă, avem debutul în Champions League, în deplasare, contra Braga. Trebuie să facem un rezultat mare. Da, Fatai, din păcate, nu prea a jucat cam nimic. Ateles cred că vrea să joace, nu? Și sincer mă gândeam să joace el. Bine, teoretic Artean, dar sincer l-aș băga pe Teles, aici l-aș băga pe Artean cu Lovric, Farca și-l băgăm pe Rus, cred, da, îl băgăm pe Rus. Panait cu Ștefan îl băgăm totuși pe ăsta, îl băgăm și pe Ionel Radu, Căpățân îl băgăm pe Neagu. Să-l avem aici un pic. Bodișteanu, mamă, Florinele un pic au obosit, îl băgăm pe Bodișteanu, Hackford și Lungu, Masiel, îl băgăm pe Masiel, avem și pe bancă, deci putem să facem ceva schimbări. Mare derby, mare debut, mamă, Leipzig a bătut pe Manchester City 2-1, mamă, Guardiola e nervos rău de tot în Champions, mamă, și am crezut că noi producem surpriză, oricum ar fi surpriza etapei, garantat să-i batem pe cei de la Braga. Ia să vedem ce joacă un 4-4-1-1, nu, tot 4-2-3-1 wide, mamă, toate echipele 4-2-3-1 wide, poate sparg eu blestemul ăsta că e incredibil. Mateus în poartă, Victor G, Tormena, Fonte, mamă, Fonte, campion european cu Portugalia în 2016, Adrian Marin pe linia de fund, Bruma, Kuppenmeiers, mamă, fost jucător la Atalanta, Vitor K, Roni Lopez și Ricardo Horta, mamă, bun și Ricardo Horta la mijloc și Banza în atac, vârf, singurul vârf al portughezilor. Să vedem ce vom face. Da, echipa, pot să zic că îmi pare rău că nu-l avem pe partea stângă, nu e cea mai wow, dar totuși cei doi, Bodișteanu și Panait, se știu foarte bine din sezonul trecut. Să sperăm că vor face un meci mare, un meci bun. Totuși e debutul, trebuie să ne bucurăm de fotbal în primul rând, trebuie să ne bucurăm de fotbal. Să nu venim totuși în Portugalia, în Braga mai exact, să venim așa ca într-o excursie. Stadionul e foarte frumos, sincer. E un stadion cochet și începe debutul oțelului în UEFA Champions League V2. Să sperăm că va fi o versiune mai bună a oțelului. După cum știți, din păcate, în sezonul acela din 2011-2012 de UEFA Champions League, oțelul a făcut 0 puncte, deci cam orice punct suntem pe plus. Dar totuși acum este altă mentalitate și alți jucători și altă cerință. Neagu, avem șansă cu Hackford, trage Hackford! Ce torpilă al lui Hackford! Incredibil! Antoine Hackford deschide scorul. Portughezii cred că ne-au tratat așa cu... ne-au luat pe sus. Ce fază pe acolo, ce frumos triunghi și Neagu reușește și primul asist totodată în Champions League. Ionuț Neagu, copilul Galațiului, îi dă o pasă superbă lui Hackford. Și nu numai asta, dar și finalizarea lui cu stângul, foarte, foarte bună. Mateus un pic surprins și mascat totodată, 1-0 pentru oțelul, asta e tot ce contează. Minutul 5, Antoine Hackford, 3 goluri în 3 meciuri, goal-getter-ul Champions League, o să-i bată recordul lui Ronaldo. Fiți voi atenți dacă nu o să-i bată recordul lui Cristiano Ronaldo. Reîncepe partida cu mingea, prima posesie a celor de la Braga și trebuie să avem grijă. Noi la prima posesie am dat gol, poate ei nu o să facă același lucru. Victor K, Horta, trebuie să avem grijă. Panait acolo trebuie să aibă grijă să nu le lăsăm spații. Ricardo Horta, ce ziceam, Ricardo Horta către Victor Gomez.
chiar concentrare, nu? Roni Lopez, parcă și el ți-e minte că fi fost prin România. Ionel Radu, superb acolo, tackling, dar nu rămâne mingea la el. Ricardo Horta cu Banza. Banza, nu! Roni Lopez restabilește egalitatea peste 7-8 minute aproximativ. O să fie un meci cu goluri. Se anunță un meci cu goluri 1-1. Frumos a protejat, l-a întors Partean din toate pozițiile. N-avea ce să-i facă lui Banza și dă năprasnic Roni Lopez, șut la vinclu, nicio șansă pentru Labrovici, 1-1. Vai de cap meu ce șut a putut să dea animalul ăsta de Roni Lopez și trebuie să o luăm de la capăt, mamă, mai și plouă în Portugalia. Foul, fără foul acolo, bravo Lovrici. Dă-i, bravo, hai Radule. Nu, Radu, ne-ai mâncat, Roni Lopez trage și Bruma, să vedem dacă e offside, nu e offside. Labrovici, Providence, mamă, nici mai știu să mai vorbesc. Iar pe Victor Gomez, mamă, dar ce fundaș dreapta ofensiv au ăștia. Mi-aș dori și un fundaș așa ofensiv. Horta, mamă, ce-a ținut de minge Labrovici. Doamne, ce ușor au găsit pasele, 2-1 pentru Braga. Mamă. Aici e alt nivel, aici, stimați gentlemen, aici e alt nivel în Champions League, e alt nivel, 2-1, am avut 1-0, am început superb, dar din păcate pe apărare avem în continuare probleme în Europa cel puțin și în campionat. 2-1 și a dat și înainte de pauză, mamă, cântărește dublu golul ăsta, psihologic și cântărește dublu, din păcate. 2-1, Simon Banza din două șuturi a reușit să dea un gol până la urmă. Totuși mai avem și oameni pe bancă care pot intra. Din păcate în atac nu prea am făcut un joc excepțional. L-avem și pe Kumalo în caz de ceva și pe Jardin. Deocamdată rămâne echipa așa. Începem tot așa repriza a doua cu tot acești jucători. Ei nu fac nicio schimbare. Bine, nu prea ar avea de ce, dar totuși Artean către Samuel Teles, din nou Neagu, tu către Bodișteanu, hai mă Bodiștene, putea să-ți iasă, mamă, Jose Fonte, înseamnă să fii campion european, opa, da, greșește, hai Masiel, du-te, Frederic Masiel, înscrie chiar în Portugalia, portughezul nostru dă lovitura în Portugalia și este 2-2 și încă avem șanse, eu zic că încă putem să-i batem, dacă avem grijă în apărare, eu zic că pe contraatac putem să le dăm și gol 3, Masiel, fără milă de Mateus, portarul brazilian celor de la Braga, n-a mai putut face nimica și este 2-2, Ricardo Horta, cupă Myers, din nou Ricardo Horta, nu, către Banza, nu, Roni Lopez și Labrovic, mama, aici sincer mi s-a părut Labrovic că putea să o scoată. Mama, dar toate șuturile zgolaror, toate șuturile. Bine, zic eu care am avut două șuturi, două goluri, dar nu mai contează. Mama, Roni Lopez și stângul are bine. 3-2, dublă pentru Roni Lopez. Colori Ricardo Horta, n-are voie și bravo Artean. Frederic Masiel către Neagu. Hai Hackford, du-te Bodiștene, du-te Ștefan Bodișteanu, față cu Mateus. Și-a pierdut un pic cumpătul, a tras total pe lângă, îl băgăm pe Kumalo după șutul ăsta. Că nu poate face el ceva cu Malo. 3-2 în continuare, minutul 81. Totuși mai avem timp. Eu zic că mai avem timp să egalăm, nu știu neapărat să-i batem. Deja vrem prea multe. Banza, nu știu ce a făcut acolo băiatul meu Lovrița Ortea, nu știu cine era, Salazar centrează, n-are voie acolo rus Andre Horta, dă cu capul liber. N-avea voie acolo efectiv să vină să dea cu capul și Labrovici, ok, n-a putut să vadă că era acolo, dar n-avea voie rus să lase să dea acolo cu capul. 4-2 pentru Braga. Da, aparent Braga din adversar facil și de același nivel ne dă 4. Bine, le dăm și noi 2, ce-i drept, dar ei ne-au dat 4.
și au avut și alte două, trei faze, oportunități de poartă, Victor Gomez, de fapt, nu Victor G. Și se termină, din păcate, 4-2 meciul. Pierdem, deocamdată am pierdut pe linie toate meciurile, deci din episodul ăsta e episodul înfrângerilor până acum. Trebuie să schimbăm ceva în meciul, nu meciul ăsta cu Sepsi, bine, și în meciul cu Sepsi, poate echipa va juca un pic mai bine, dar și în meciul viitor cu Rapid, neapărat în meciul cu Rapid. Din 4 încercări, Ronny Lopez ne-a dat 2, 4-2, din păcate pierdem un meci sincer controlat și dominat un pic de Braga, dar cu toate mici porțiuni de timp în care și noi am jucat foarte, foarte bine. Din păcate, v-am zis, ne-a lovit un pic realitatea. 2-2 Real Madrid cu Roma, wow. Juventus bate pe Allianz Arena. Mamă, ce rezultate. Da. Eu zic că totuși, per total, băieții au făcut un match bun. Jelev nu mai e suspendat, că a luat roșu în partida retur cu Galata, dacă mai țineți minte. Ionel Radu, ok, vrea să îl băgăm pe performance. Da, îl băgăm, performance. Go. Player chat, Samuel Teles, you're disappointed. Bă, îmi pare rău, chiar dacă erai și tu, nu cred că puteam. Bine, că poate era portughez și, cine știe. Bun, se pare că avem niște, vin niște informații pentru niște jucători. Îl avem pe Jovan Malcolm, liber de contract 1,5 milioane, 84 pace. Bă, value nu e rău, sincer. Nu știu sincer ce potențial are, dar nu e rău. Îl avem și pe, bine, stați că trebuie să pun asta. 64 OVR, backup attacker Hale, Ojekika Hale. Neamț, 23 de ani, 64 OVR, bun. Sincer, mi se pare mai bun Jovan Malcolm, părerea mea. Putem să-l luăm, că toți sunt liberi de contract. Să ziceți în comentarii dacă credeți că am putea să-i luăm pe... Bine, sincer, m-aș uita să văd dacă e vreun jucător cu potențial mare de pe aici. Trebuie să-i căutăm, sincer. 600.000 Sila Sow. Sincer, mă așteptam să aibă un pace mai mare, tot 64 OVR, ca și Hale. Îl avem și pe Mo El sau 65, cel mai mare OVR, 700.000, dar are pace în schimb și are și un pic de shooting, dar are cel mai mare shooting. Bă, Mo El sau ăsta, bine, dacă i-am zis El, să-mi pare rău. Ăsta, sincer, pare cel mai ok. Bine, sincer, vreau să mă uit un pic să vedem dacă au un pic de potențial băieți ăștia, ca să totuși... Bine, chiar dacă sunt liberi de contract, nu le dăm bani foarte mulți, nu plătim și clubul, dar cine știe, ca backup striker pe acolo... Din păcate m-am uitat și nu prea au potențial, doar Malcolm, atâta, Jovan Malcolm are potențial peste 70, dar în rest nu prea, sincer, nu cam deloc. Bă, dar de când e partea în capitan, ești nebun, îmi zice că echipa, că nu știu ce. Bă, Liu Smiley, ok, a venit și mamă, 3 milioane value. Eu în grey potential deja are aproape 70 OVR. Bă, sincer, e cam greu de luat, dar nu se știe. Poate putem să obținem un preț bun pe el în perioada de mercato, să vedem. Bun, avem meciul cu Sepsi. O să-l băgăm pe Ursu, o să-l băgăm pe Lungu, Hackford e ok, îl băgăm pe Deaconu, îl băgăm pe Ovidiu Popescu cu căpățână, Lovric îl băgăm pe Daua, bine, Daua cu Bucur, aș vrea sincer, aici Jelev și Ștefan, Florin Ștefan, asta e echipa, să sperăm că spargem și noi ghinionul ăsta, meciuri, 3 înfrângeri. Nisul în poartă joacă tot un 4-2-3-1 wide, mă jur, dacă pierdem și meciul ăsta, în schimb formația 4-2-3-1 wide, că mă jur, cred că e meta asta în carieră. Fântul Gheorghe, jucăm la Sepsi, pe stadion Neder. Sper să obținem prima victorie din acest episod, că dacă nu, e jale rău de tot, mai ales că în episodul următor vom avea derby cu Rapid, vom avea cupa cu Iașu, vom avea... Vine Manchester United la Galați, trebuie să avem un început de formă și un început de moral. Trebuie să de aici, din stadion, din clipa asta, de pe acest stadion, de la Sfântul Gheorghe, trebuie să înceapă revenirea de forma oțelului și începe meciul. Pe un Sepsi are prima lovitură de start, se da de Ursu, Deaconu, îl vede foarte bine pe Hackford. Antoine Hackford își pregătește șutul la părănițului, a încercat să-l surprinde la colțul scurt. Hackford a încercat acolo o execuție, Deaconu centrează foarte bine către Hackford, trimite pe lângă poartă, mai avem și ghinion. După ce că nu prea ne ies rezultatele, mai avem și ghinion la faze de genul. Sepsi
doar în debutul partidei, Ștefănescu, mamă, nu te cred, Damașcan, avem probleme mari în apărare, pe care anul trecut nu le aveam. Bucur și Dumitrescu dintre doi oameni acolo, îl surprinde pe Labrović, nu vă cred. Deci nu mă vă cred, 1-0 pentru Sepsi, Dumitrescu, deschide scorul la Sfântul Gheorghe. Ce se întâmplă cu echipa asta? Hai mă mai repede, băi, Antoan, Massimo. Hai Ronaldo, bravo. Foarte bine, căpățână, îl vede foarte bine pe Ursu. Ursu, penalti clar. O prostie făcută de Denis Ciubotariu. L-a faulta pe Ursu, cu toate că se ducea în unghi. Putea maxim să centreze, nu putea să dea la poartă. Dar este penalti pentru noi și trebuie să transformăm. Bate Hackford. Sper să nu aibă emoții. Bate Hackford. Să vedem și... Bă, nu-i posibil. Băi, am dat pe verde, chat. Băi, am dat pe verde. Cine căpățână interceptează și cred că va pune capăt. Da, prime reprize, 1-0 Sepsi împotriva oțelului. Nu jucăm nimic, nu prea jucăm nimic. Am avut cei drept ocazii, dar nu avem un joc consistent. Andres Dumitrescu, marcatorul golului celor covăsnenilor. Într-un 45 și, sincer, nu prea avem neapărat ce schimbări să facem, mai ales la pauză. Chiar dacă ne-a mâncat un pic meciul Hackford și a ratat și penalti și din corner și 1-1, îi dăm în continuare credit. Ronaldo Deaconu către Ursu. Ursu mai departe către Florin Ștefan, îl vede foarte bine pe Deaconu, nu pe Ursu, Deaconu către Ursu. Căpățână către Lungu, Hackford trebuie să tragă și... Bine mă, Hackford din a patra încercare dă gol, 1-1, minutul 50. Bravo Hackford. Asta vreau să văd. Match greu rău de tot, dar e bine că băieții noștri au ieșit foarte bine, au ieșit montați de la cabine. Vine pe căpățână, dar îl vede acesta și mai bine pe Ronaldo Deaconu. Să vedem ce va inventa Ronaldo. Ronaldo se duce în... Nu vă cred, bară, hai mă Deaconule, hai mă Ronaldo. Dar era Ovidiu Popescu, Ronaldo Deaconu din nou. Îl vede foarte bine pe Hackford, căpățână către Lungu. Du-te Lungule, trage, Nițul ia apără și nu ajunge căpățână să o bage în poartă. Reține Nițul. Ocazii mari pentru Oțelul, una a doua repriză. Se vede că vrem victoria și se vede că vrem să dăm un restart la ce se întâmplă până acum. Căpățână îl vede foarte bine pe Lungu, iară pe dreapta, probleme mari pentru cei de la Sepsi. Lungu se duce, se pregătește, iară Nițul îi dă pe mijlocul porții. Amă Lungule, pic faultat acolo de Ștefănescu, dar nu este nimic. Romeo Lungu trebuie să bage, bravo Hackford, către Ronaldo de acolo. Nu ai mă, nu, deci refuz. Ca tu cu stângul, bă, stângul tău bun, piciorul tău de bază să dai așa, bă, dă-o mama ei de treabă, că n-ai cum, dar pe cine să bag, ești nebun pe cine, îl bag pe Lungu aici, îl bag pe Kumalo și cred că și pe Jardan, că e un pic obosit, și poate și pe Fatai, și Kumalo îl băgăm aici în loc de Ursul. N-ai cum să ratezi din poziția aia pe stângul tău. Hackford nu mai poate, nu mai are stanea, dar tu, Ronaldo Deaconule, nu are agilitatea și viteza de altă dată, dar Fatai se descurcă. Vai, bă, eu nu... ce prost a dat, băi, și și-a făcut mingea, și-a făcut preluarea, a trecut pe lângă băiatul ăla și degeaba. Nu îl băgăm pe Radu, că-l omorâm după, ești nebun, nu mai are nici jumate stamina. Și-a pasă aia filtrant, opa, dar poate mai e, hai, mai lasă-ne arbitra, mă, doamne arbitre, de ce nu ne-ai lăsat, că poate dădeam acum lovitura, doamne, cum am putut să pierdem două puncte, măcar n-am mai pierdut meciul ăsta. Am obținut un punct, dar puteam să, în repriza a doua, dacă era vreo 5-1, nu se supăra nimeni. 1-1 la Sfântul Gheorghe, doamne ce noroc au avut Sepsi, doamne ce noroc au avut, a dat și Romeo, nu, două, ai,
Mamă, deci unul dintre cele mai frustrante meciuri pe care le-am jucat în cariera asta. Doamne, deci câte ocazii am avut. Bă, și ocazii clare, unul la unul, și cu șuturi, și cu... Nu știu, trebuie să dăm un interviu. Deci ca la final de episod trebuie să dăm un interviu acum cu poate nu știu, îi scurcircuităm pe băieți, poate nu știu, să duce norocul. Că n-ai, ești nebun, n-ai cum să antrenezi și norocul ăsta. Bun, Doamne, iartă-mă. Didn't look good at halftime, you are behind. Păi da, dar în repriza a doua i-am călărit, ești nebun, i-am călărit repriza a doua. N-au mai avut ce să mai facă cei de la Sepsi. N-au mai, nici nu cred că au ajuns în careul nostru. Da? Păcat, păcat că am luat și golul ăla, era între doi, era și între Jelev și între Bucur acolo, nu prea avea voie să dea Dumitrescu, dar asta e. Ce să facem, ce să facem? Am avut ghinion, episodul, v-am zis, semi-înfrângerilor și ghinionului, sincer. Dar asta e. Na, în Champions League să zicem că poate ne așteptam, să zicem acolo să pierdem, dar... Totuși, în campionat ca multe, multe, ok, it's now a top of fitness, putting on balance. Ia să-l băgăm pe Florinel pe balance. Trebuie să intre Florinel, ești nebun, să bagi acolo, să tureze motoarele, că totuși. Kumalo, ok, ia să-l vedem pe Kumalo, e pe balance, să-l băgăm pe performance. Bun, și da, dragii mei, aici se încheie episodul. Episodul un pic cam dezamăgitor. Bine, cu toate ne-am aflat grupa. Am jucat în Champions League, am redebutat în Champions League după o pauză de aproximativ 12-13 ani. Dar un pic dezamăgitor, un pic în campionat, dar eu sunt sigur că ne vom redresa. Mai e lung și campionatul, mai e și play-off-ul. Na, nu concep să nu fim în play-off, chiar nu concep. Totuși, suntem campioana actuală a României și trebuie să gândim așa. Eu am fost Arete, ne auzim în episodul următor când vine Manchester United la Galați și avem mare derby cu Rapid. Vă pup!